siguranță toată lumea știm, echipa din Turda este una foarte puternică și meciul de astăzi a fost unul foarte, foarte, foarte greu. Însă venim după poate cel mai slab meci al nostru din acest campionat și astăzi cu adevărat ne-am demonstrat valoarea. O victorie în care n-am crezut în niciun moment. Doar am zis la un moment dat că vom lupta până la capăt, pentru că sau că încercăm. Da? Și clar, Turda e o echipă foarte bună, n-are nevoie de niciun fel de reclamă din partea mea. Rezultatele din ultimii ani o recomandă ca o pretendentă constantă la medalii. Noi astăzi am fost fără presiune, am jucat relaxat și din acest motiv ne-au ieșit aproape toate lucrurile. Presiunea a fost pe ei în momentul în care am avut o diferență și ei au avut de recuperat, au intrat puțin în stres și noi am avut câștig de cauză datorită faptului că poarta ne-a ajutat, apărarea a fost mobilă, e un sistem pe care noi nu prea îl folosim, dar ne-a ieșit foarte bine astăzi. A fost ultimul meci din seria celor patru, din păcate n-am reușit să ne mobilizăm, n-am reușit să ne concentrăm. Am făcut enorm de multe greșeli neforțate, ratări, depășiri luate în apărare. Felicit echipa adversă care s-au mobilizat și au dorit, poate că mai mult ca și noi, și au reușit să ia cele trei puncte. Asta este, mergem acasă, analizăm ce am făcut bine, ce am făcut mai ales astăzi, ce n-am făcut și o zic că pe următorul turneu o să fie toate lucrurile mai bune. Acum să mi se pară un meci în care am alergat pentru a reuși să obținem un rezultat pozitiv. Din păcate, astăzi nu a fost ziua noastră cea mai bună, a fost una din zilele noastre mai puțin bune și asta s-a văzut la final, la rezultat.